Numărul deceselor provocate de COVID-19 crește în Mehedinți. Încă două decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. De asemenea, alte 12 cazuri noi au fost confirmate cu coronavirus. 271 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar numărul persoanelor confirmate cu COVID-19 de la începutul epidemiei a ajuns la 957. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate două decese în județul Mehedinți. Primul deces la o persoană de sex masculin, cu vârsta 78 de ani. Persoana a fost confirmată cu COVID-19 și internată în data de 3 august. Decesul a fost înregistrat în data de 13 august. Cea de-a doua persoană, o persoană de sex feminin, cu 63 de ani, a fost confirmată cu COVID-19 în data de 9 august și internată în data de 10 august. De asemenea, decesul a fost declarat în data de 13 august. Ambele persoane sufereau de mai multe afecțiuni cronice. Totalul persoanelor decedate a ajuns la 46. Datele menționate sunt în dinamică și se pot schimba de la o oră la alta.